Ești cu mine în asta, da? Trebuie să furăm diamantul ăla, ok? Ok, bine, îl furăm. Atunci mișcă dracului din mâinile astea și târăște-te ca o râmă ce ești pe scările astea dracului. Bună ziua și bine v-am găsit astăzi. Ne aflăm aici la The Professional, un joc unde trebuie să furăm un diamant. Dar nu este tot, pentru că suntem un hoțoman la Știi ceva? Să dăm start la joc și hai să vedem acolo. Așa, deci ăsta e diamantul pe care trebuie să-l furăm. Aici sunt chestiile de care trebuie să trecem, o cutie și un laser. Poate părea ușor la început, dar după cum putem observa aici, nu putem să mișcăm decât o singură bucată din corp odată. Deci ceea ce înseamnă că trebuie să-i mișcăm noi piciorul și absolut tot. Ia să vedem care-i treaba și cum stă treaba. Deci, ia, hop, l-am scăpat deja. L-am scăpat. Bun, după cum putem observa, situația e puțin grea, dar ne descurcă. Oh, wow, ce zici că e pește? Zici că e pește pe uscat. Ia uite ce, bă, dar ce bine se mișcă. Mamă, stai că eu fur diamantul ăsta direct. Ia. Bă, stai că era bine. Așa? Cum fac? I-am întoi mâna! Cum mă ridic? Băi, ești nebun? N-aș fi crezut că aș putea să fac așa ceva din prima. Vreau să-l pun în picioare. Așa. După cum putem observa, de aia se și numește The Professional, pentru că suntem niște jefuitori profesioniști. Cum îi pun piciorul ăsta jos? Ce are dracului? Așa. Oh, m-am prins. Așa, și acum cum îi ridic coloana? Ce fac aici? Hai frate, ridică-te puțin. Vrei să te ridici? Wow, stai că mi-e frică. Ba! No! Ce fac acum? Trebuie să-l târăsc cumva. O să intru în alea roșii, băgam ieși. Hop! Nu! Cum pleci? M-am întors de unde am plecat. Bă, și ce bine trecusem pe aici. Mai am viață sau? Ca n-am murit, am crezut că o să mor. Stai! Cum să fac să mă întorc de unde am plecat? Și eram aproape de diamant, că cam aș în gura mea să mă cac. Nu pot, frate. Bă, și trecusem! Eu presimt că o să stau 10 ore aici până ajung la prostia aia de diamant. Eram trecut de linia roșie, că cam aș să mă cac. Cum pot să ridic din poziția asta? Te rog, bro, ridică-te. Dar nu pot să-i controlez plina. Stai. Îi fac mâna dreaptă și o transform în elice. Așa, perfect, așa, no! Opa, mamă, în ce poziție suntem acum. Ia uitați-vă aici, ia, stai. Opa, așa. Și tragem piciorul, opa, bun, și acum, de aici. Hai, frate, îl ridic puțin. Hai, bă, bro, încerc să-i ridic piciorul. Dar nu pot să-i ridic piciorul, că nu mi-apare, mă, chestia aia aici. Bun, ne concentrăm, că trebuie să, nu pot. Nu, îi ridic capul. Îl fac așa sus. Așa stă acum. Să se uite drept și... ca și cum ar alerga. A pornit sprintul. Nu se poate, bă. Cum mai trec eu, mă, de prostia asta roșie aici? Stai că îi fac mâna elicopter, că cu mâna elicopter mereu a mers. Din mâini, trebuie să-l facem să dea din mâini. L-am întors pe spate, e bine. Bă, mă întorc de unde plec. Ajutor. Nu de cutie. Opa. Dar îi fac piciorul elicopter. Ia să văd dacă merge. Îl punem drept iară, fiți atenți. Și îl lansăm prin astea. Să aibă o poziție uniform dreaptă. Așa. Everything is Gucci, baby. Nu partea asta. Așa, invers, așa. L-am electrocutat puțin. Cum am reușit eu, bă, să trec pe acolo printre liniile alea din prima? One in a lifetime shot a fost ăla. Așa, și acum. Am reușit. Am trecut iară. Deci suntem bine acum. Și acum trebuie să ne cățărăm pe scări. Cum ne cățărăm pe scări? Mai bine spus, ești cu mine în asta, da? Trebuie să furăm diamantul ăla, ok? Ok, bine, îl furăm. Atunci mișcă dracului din mâinile astea și târăște-te ca o râmă ce ești pe scările astea dracului. Nu da cu spatele! Dă-i în fa... Nu! Am pierdut avans. Aici e problema. Trebuie să găsim cum îi facem lui ăsta picioarele. Aoleu. Nu, pierdem avans, deci din mână, din încheietură-i treaba.
Stai, am prins-o, e genunchiul ăsta care face necazuri aici. Am făcut bine acum. Nu. Nu pot, mă, să trec, dar scările astea sunt mai greu de trecut de ele decât laserul ăla. Nu poți, frate. Hopa. Bă, stai. Deci când ajungem aici ne... M-am urcat o scară. Ia, e prins piciorul ăsta aici. Facem avansuri? Facem... Approximately 10 hours later. Nu știu ce pot să-i fac. N-am nicio idee. Nu înțeleg cum pot să urc scările astea. Deci eu n-am nicio idee. Nu. Vă rog eu frumos, nu mă trimiteți înapoi după laserul ăla. Deci noi învățăm acum. Învățăm care-i treaba. Nu, că trecem după laser. Trecem după laser, bro. Ce am făcut aici? Târăște-te încet. Așa. Bun, hai că facem progrese. Facem progrese, să mă ierte domnul. Ce progrese facem aici? Ia, stați așa. Deja am început să învăț cum e treaba cu domnul ăsta. Așa, l-am făcut bărcuță. Și acum... Opa, așa, e perfect acum, e perfect. O să urcăm scările cu picioarele, că cu picioarele se urcă scările. Le-am urcat bine de tot. Ia. Bă, ce era să urc? Iar am ajuns în poziția asta. Asta mi-e poziția grea, asta mi-e povara, asta e coroana. Nu pot să cred ce se întâmplă aici, doamnelor și domnilor. Nu pot să cred, dar din ce în ce mai rău se duce. Nu, că ajunge la roșu. Stai așa că are coloana arcuită, săracul face discopatie la șură. Așa, bun. Că cam aș pe mâna cealaltă, mâna ta dreaptă, să mă cac pe ea, mâna ta dreaptă, să mă cac. Că nu pot să o coordonez, uite, că nu mă lasă. Că cam aș băi pe mâna ta dreaptă. A few moments later. Bun, asta e situația în care ne aflăm. Aici stăm și trebuie să urcăm. 3 scări avem de urcat, 4. 4 scări, 3 scări, 4 scări. Cum le urcăm? Cum urcăm scările astea? Așa le urcăm, băgam iar să-mi bag. Am rămas fără idei, deci nu mai am nicio idee cum pot să mă gândesc să urc eu scările astea. Deci n-am nicio idee. Da, o să-i învârt mâna asta de n-o să mai știe ce-i cu el. Am urcat scările. Nu. Urcați în scările! Le urcasem! Cum am urcat scările? Cum urcați în scările? Am stricat cam... Nu vine să cred ce mi se întâmplă. Am reușit. Nu știu cum. Dar am reușit. Sunt mai aproape de diamant ca niciodată. Ăsta e momentul meu. Ăsta e momentul meu în care iau diamantul. Așa. Sunt mai aproape ca niciodată de diamant. Hello. Trebuie să am grijă ce fac acum. Nu știu ce fac. Cum iau diamantul? Bă, mi-e frică. Mi-e frică că o să cad iară de pe scări. Mă tărăsc puțin în față, pot. Așa. Și mă mai tărăsc o dată. Așa. Trebuie cumva să reușesc să mă ridic în picioare. Nu știu. Cum pot să ajung, bă, să iau diamantul ăsta? Nu pot să-mi întind mâna așa. Hopa! L-am luat! Am luat diamantul, bă, băieți! Am luat diamantul, ești nebun la cap și trebuie să plec cu diamantul acum. Nu vine să cred că am luat diamant. Pentru mine asta e suficient. Este extraordinar de bine, bă. Doamne ferește! Am căzut pe spate. Acum facem schema. Schema cu bărcuța. Dar oare dacă mă electrocutează mor? Ah, nu, e ok. Haide. Bun. Dar nu știu unde trebuie să plec cu diamantul ăsta, e faza. Sper că pe acolo. Hai că e bine. Așa, îl poziționăm. Cum trec eu de cutie acum? Ce ușor am trecut la început, că nici n-am văzut-o să fie aici. Dar acum, cum trec de cutie acum? Opa, am reușit să mă întorc. Așa. Nu, iară. Așa, și repede, dă-i tata meu. Bă, băga-mi așa în ea cutie, bă, dar uite ce ofticată e. Uite ce ofticată e cutia asta. Nu pot să trec peste cutie. Opa, nu, că mă întorc de unde am plecat. Bă, dar ce grea e cutia asta, frate, dar cum am trecut la început de ea? Ia uite. Hopa, hai că bine. Ne fixăm așa aici și acum dăm picioarele peste cap. Așa,
Așa, așa, așa, așa, așa. Așa, bă, am reușit, am reușit, am reușit. Am reușit și acum ne târâm victorios spre frânghia asta, cred că. Așa, haide, 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 haide. Haide că nu mai avem mult. Hai că ieșim, ieșim, tati. Am reușit, bă, am reușit, bă, sunteți nebun la cap. Am reușit, am reușit să termin jocul. Bă, am terminat în 42 de minute și 51 de secunde. Sper că v-a plăcut episodul ăsta. Dacă v-a plăcut, bombardați butonul de like, subscribe, share și comment. Și ne vedem tura viitoare, pupici cu sclipici, mua, mua, pa, pa!